prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frații mei, în dimineața aceasta ar fi trebuit să vorbim din pasajul care începe în versetul 14 și se încheie cu versetul 16. Dar uitându-mă la acel pasaj, mi-am dat seama că trebuie să așez o temelie înainte de a vorbi despre detaliile care sunt acolo. Nu știu dacă în timpul pe care l-am la îndemână voi putea să ating toate aspectele importante din pasajul pe care l-am citit, dar dacă nu voi putea, asta se datorează întâi de toate nepriceperii mele sau slabei mele experiențe. Aș vrea să vă spun, să vă readuc aminte că în capitolul de dinainte, capitolul 1 din Romani, Apostolul Pavel face un portret destul de sumbru al societății din vremea de atunci și când mă uit la lucrurile despre care vorbește Pavel acolo, am impresia că Pavel a trăit în vremurile noastre. Se potrivește foarte bine tabloul acesta cu societatea zilelor noastre. Societatea omenească ar putea fi descrisă în multe feluri. Dacă descrierea ar face un sociolog, el ar putea să o descrie din punct de vedere al relațiilor dintre oameni. Dacă descrierea ar face un istoric, el ar putea să vorbească despre evenimentele mai mici sau mai mari care au influențat cursul istoriei omenești de-a lungul ultimilor 6.000-7.000 de ani. Însă descrierea aceasta pe care o face Pavel este mult mai utilă decât orice altă descriere, pentru că Pavel descrie societatea omenească din punct de vedere spiritual. Și este nevoie să avem o înțelegere din această perspectivă a societății, pentru că de aici, din domeniul spiritual, din falimentele pe care oamenii le au în domeniul spiritual, de aici ne vin toate eșecurile, frustrările, amărăciunile, falimentele și așa mai departe. Vorbeam cu un coleg de la serviciu în urmă cu câțiva ani și discutam despre situația în care se găsește societatea din ziua de astăzi. I-am spus acestui coleg, iertați-mă, că principala criză nu este una financiară, nu este una economică, nu este nici măcar una politică. Principala criză care privește omenirea este criza morală sau, dacă vreți, criza spirituală. Apostolul Pavel, cu o putere de pătrundere pe care a primit-o din Duhul Sfânt, descrie societatea din vremea lui și chiar și pe cea din vremea noastră. Dar Pavel și spune de ce a ajuns societatea unde a ajuns. Orice om sincer, dacă este creștin sau dacă nu este creștin, dacă este sincer, ar trebui să recunoască, citind aceste lucruri, că omul care le-a scris a avut perfectă dreptate, că într-adevăr lucrurile stau așa. Și Pavel spune și de ce s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. El începe de la versetul 18 și vorbește despre o anume revelație pe care Dumnezeu i-a oferit-o omului. Și revelația aceasta ar fi trebuit să constituie punctul de plecare în clădirea unei relații sănătoase între om și Creatorul său, adică între om și Dumnezeu. Însă s-a întâmplat ceea ce spune Apostolul Pavel în versetul 28. Și pentru că s-a întâmplat acest lucru, toate lucrurile din viața omului sau din societatea omenească au luat-o într-o direcție greșită. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Mi-aduc aminte de unul din romanele copilăriei mele, un roman care se chema Toate pânzele sus. Cred că Radu Tudoran era cel care a scris cartea aceasta. Mi-amintesc destul de vag
anumite lucruri în ea, din cartea aceasta, din romanul acesta, pentru că a trecut destul de multă vreme de când am citit lucrurile respective. Dar îmi aduc aminte de o întâmplare descrisă în romanul acesta. O corabie românească numită Speranța, o goeletă, se întorcea din Marea Mediterană către țărmul românesc. Și la un moment dat, undeva în Marea Egee, corabia aceasta românească a găsit în ape o barcă în care era un călugăr. Călugărul acesta, de fapt, nu era călugăr, ci era travestit. În realitate era un pirat și se numea Spânul. Interesant, purta un nume românesc, deși era în Marea Egee. L-au luat la bord, vrând să îl salveze, să-i salveze viața, și omul acesta le-a spus marinarilor români o povestioară. Sigur, era falsă, prefabricată. Le-a spus că era în călătorie și s-a întâmplat ceva și l-a rămas acolo și era în pericol și românii s-au oferit să-l ducă spre destinația lui. Dar într-o seară, când toți ceilalți marinari se dusese la culcare, călugărul acesta, pseudo-călugărul acesta, a ieșit pe punte să stea de vorbă cu cârmaciul. Și profitând de lipsa de atenție pentru câteva secunde a cârmaciului, a scos capacul busolei și a introdus înăuntru o bucată de fier. A pus capacul înapoi și dintr-o dată acul busolei a început să arate o altă direcție decât cea corectă. Busola respectivă, de acum, din cauza acelei bucăți de fier ascunse acolo, nu mai arăta nordul. Cârmaciul, când a privit dintr-o dată, s-a mirat, a fost foarte surprins să vadă că doar în câteva clipe direcția părea că s-a schimbat. Sigur că scopul acelui călugăr a fost să deturneze, dacă vreți, corabia, să o aducă printre niște insule din arhipelag și tovarășii lui, niște pirați de acolo, să jefuiască apoi corabia și să omoare echipajul și așa mai departe. Poate vă întrebați ce legătură are istorioara aceasta cu ceea ce tocmai am citit din Romani, din capitolul 1. Eu aș spune că are, pentru că zugrăvește exact ceea ce s-a întâmplat cu ființa omenească. Omul nu a căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lui. Pentru că dacă omul ar fi căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lui, în inima lui, dacă ar fi păstrat cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, în hălțișul acestor cărări din lumea largă, omul ar fi avut totuși o direcție clară și ar fi avut o țintă ușor de atins. Dar s-a întâmplat ceva și acel ceva este că vrăjmașul a reușit să ne înșele. Și în busola vieții omului și în busola societății a reușit să introducă lucruri care să schimbe direcția. De aceea oamenii au ajuns unde au ajuns, societatea este așa cum este. Am să vă împărtășesc un gând pe care l-am împărtășit cu mama mea într-o discuție de-a lungul săptămânii acesteia. Îmi face plăcere să discut cu mama mea chiar lucruri din Biblie, pentru că ea a fost cel din tâi care mi-a vorbit despre Dumnezeu pe înțelesul meu. Cugetam la una din pildele care au fost citite recent în mijlocul nostru, pilda sămănătorului. Și acolo, vă amintiți foarte bine, pentru că nu de mult a fost citită, se vorbea despre prima categorie de pământ, pământul acela de lângă drum. Sămânța a fost aruncată și asupra acestui pământ, a căzut și în pământul acesta. Dar, pentru că era vorba despre un pământ bătătorit, sămânța aceasta a fost luată de acolo de niște păsări răpitoare, aș putea să spun eu. Și Domnul Iisus spunea, cu referire la acest eveniment, că vrăjmașul vine și fură sămânța bună a Cuvântului lui Dumnezeu din inima omului care îl ascultă. La prima vedere ar putea să pară doar o pagubă. Sămănătorul aruncă sămânța, un pumn, doi pumni de sămânță aruncată într-un pământ bătătorit. Dar aș vrea să înțelegeți, dragii mei, că aici este vorba despre o adevărată tragedie. O adevărată
catastrofă, dacă vreți. Nu este vorba doar despre o pagubă, o pierdere a doi pungi de sămânță. Este vorba de ceva mult mai mult de atât. Pentru că dacă omul ar păstra în inima lui cuvântul lui Dumnezeu, omul acela ar avea oportunitatea să revină din moarte la viață, din întuneric la lumină, să capete viața veșnică în cele din urmă. Pentru că Dumnezeu dorește să-i dea slăvit să fie Domnul. Dar atunci când vrășmașul fură sămânța bună a cuvântului lui Dumnezeu din inima omului, asta este mai mult decât de o pagubă. Asta este, aș putea să spun, chiar o condamnare. Și ca să întăresc lucrul acesta, am să vă dau un exemplu. Imaginați-vă un om pe patul de moarte, într-un spital. El este în suferință, boala lui are doar un singur leac care costă mult și trebuie adus de departe. Imaginați-vă că statul canadian sau statul român ar face un efort financiar deosebit pentru ca acestui om bolnav pe moarte să-i poată aduce medicamentul de la mari depărtări și îl aduce. Există un cadru medical care ar trebui să îl administreze. Dar cadrul acesta medical, mânat de o ambiție, de o lăcomie, ascunde medicamentul acela pentru ca să-l vândă și banii să-și însușească, iar bolnavului îi dă altceva. Cum ați privit dumneavoastră lucrul acesta? Nu e așa că dacă ar fi dat pe față un asemenea caz, ați fi revoltați, ați fi intrigați? Exact acest lucru se întâmplă. Dumnezeu a purtat de grijă ca Lui cuvânt aducător de viață să fie proclamat în auzul urechilor noastre, pentru ca noi să-L primim și noi să plecăm cu El spre casă. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu să transforme viața noastră, să ne dea speranță, nădejde și în cele din urmă viață veșnică. Dar vrășmașul vine și fură din inima omului sămânța bună a cuvântului lui Dumnezeu și prin aceasta nu produce doar o pagubă materială, ci este, dacă vreți, acolo o condamnare la moarte. În loc să fie viață, va fi altceva, pentru că vrășmașul a reușit să schimbe ceva. L-a furat pe Dumnezeu din inima și din cunoștința oamenilor. Și de aceea se întâmplă toate aceste lucruri. Când Pavele scrie lucrurile acestea, el pare să descrie societatea omenească în general. Dar acum când începe capitolul acesta al doilea, el începe cu o precizare. Ca o concluzie. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judești pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Aș vrea să pun o întrebare. Cui credeți că îi se adresează Apostolul Pavel când scrie acest pasaj din capitolul 2? Cei mai mulți dintre cercetătorii Scripturilor și teologii în general sunt de părere că Pavel se adresează aici evreilor. Dacă un evreu, un cititor imaginar, ar fi citit ce a scris Pavel în capitolul de dinainte și ar fi dat seama că Pavel descrie situația neamurilor și acest cititor imaginar, evreu, din naștere, ar fi agreat cu Pavel cu privire la fiecare lucru pe care Pavel a afirmat. Dar Pavel, acum se întoarce către evrei și le spune: nu stați nepăsători pentru că nu sunteți nici voi într-o situație mai bună. Aici Pavel folosește o tehnică numită diatribă, o tehnică deosebit de des folosită în vremea aceea, în care un vorbitor public sau un scriitor se adresează unui cititor sau unui ascultător imaginar cu care parcă stă într-un dialog și căruia îi pune în cârtă, îi trece în socoteală gânduri pe care știe că le împărtășesc cei mai mulți oameni din societate. Vorbind cu acest interlocutor imaginar sau scriindu-i acestui destinatar imaginar, el demontează gândirea greșită a lui pas cu pas. Dar când Pavel zice: omule, oricine ai fi tu, aș vrea să spun aici că deși el în primul rând se gândește la evrei,
Să știți că acest pasaj, el ne are în vedere și pe noi. Îi are în vedere pe toți oamenii. Când Pavel zice, oricine ai fi tu, Pavel spulberă orice deosebire dintre iudeu și grec, de bună oară, dintre bărbat și femeie, dintre tânăr și bătrân, dintre religios și nereligios, dintre educat și needucat, și așa mai departe, dintre laic și cleric, de una oară. Pavel vrea să spună, aveți grijă că Dumnezeu nu are două unități de măsură. Pentru aceleași fapte, Dumnezeu va avea aceeași răsplată. Dacă e vorba de bine, într-un fel, iar dacă este vorba de rău, la fel va pedepsi răul, indiferent că este în viața unui evreu sau că este în viața unuia care face parte dintre neamuri. Ce vrea să spună Pavel cu aceste cuvinte este aceea că Dumnezeu este drept. Că judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Că ea este în armonie cu adevărul. Există, într-adevăr, o întâietate pe care evreul o are în raport cu neamurile înaintea lui Dumnezeu. De bună oară, prima dată am descoperit această întâietate a evreului față de neamuri, față de greci, în capitolul 1, în care Pavel zice, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și Pavel precizează, întâi a iudeului și adaugă apoi a grecului. În pasajul pe care noi l-am citit din Romani, în capitolul acesta 2, în versetul 9 și în versetul 10, se vorbește iarăși despre o întâietate a iudeului în raport cu grecul sau cu neamurile. Zice Pavel așa, necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și în versetul următor, slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Capitolul al treilea începe iarăși cu un fel de afirmație, de fapt o întrebare. Pavel zice, care este deci întâietatea iudeului, sau care este folosul tăierii împrejur? Punând această întrebare, Pavel dă de înțeles că există o întâietate a iudeului în raport cu neamurile sau cu grecii. Când zice grec, Pavel se referă la lumea păgână. Când zice evreu, la poporul lui Dumnezeu. Simplu. Există o anumită întâietate și aceasta a fost arătată de-a lungul vremii în multe feluri. Mai întâi de toate a fost arătată prin faptul că Dumnezeu le-a dat evreilor legea. Le-a dat cuvintele vieții. Zice Pavel în 3:2, oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. În raport cu neamurile care toate au avut parte de o revelație lui Dumnezeu în creație, în natură și în ființă umană și chiar în istorie, evreii au avut o poziție privilegiată pentru că Dumnezeu le-a încredințat lor o revelație scrisă. Noi socotim că Biblia este revelația lui Dumnezeu în formă scrisă. Dar prima formă a revelației scrise a fost legea pe care Dumnezeu a dat-o când și-a scos poporul din țara robiei. Privilegiul acesta a fost foarte mare, dar, din păcate, așa cum s-a întâmplat mereu de-a lungul istoriei lor, evreii n-au înțeles și n-au putut să aprecieze acest mare privilegiu. Din câte coduri de lege au fost date în Antichitate, în Orientul Mijlociu, aș vrea să vă spun, dragii mei, că legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel a fost mult superioară din toate privințele. Și poate că dacă odată Dumnezeu va îngădui să vorbim despre superioritatea legii pe care Dumnezeu a dat-o evreilor, în raport cu toate celelalte coduri de legi, să știți că au fost multe coduri de legi în vremea aceea, vreau să vă spun, ca o concluzie, legile pe care Dumnezeu le-a dat poporului său au fost cele mai înțelepte,
cele mai drepte, cele mai bune, cu adevărată revelație, pentru că descopereau caracterul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Spun lucrul acesta și l-am accentuat pentru că între creștini există o atitudine, câteodată o descoper, există o atitudine nepotrivită față de legea lui Dumnezeu. Înțelegând greșit anumite texte din Noul Testament, mulți credincioși din vremea noastră se uită la legea lui Dumnezeu dată lui Israel ca la ceva ce trebuie abandonat, ceva de care trebuie să te ferești, ceva care nu-i pentru acum, nu-i adevărat. Legile lui Dumnezeu sunt drepte. Dumnezeu n-a dat niciodată lucruri rele oamenilor. De la El, tot ce a venit, a venit bun, frumos, folositor și desăvârșit și încă o dată zic, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă vă gândiți de bună oară doar la cele 10 porunci, la Decalog, rânduielile acestea sunt extraordinare. Dacă societatea omenească ar ține cont de lucrurile acestea, vă garantez că ar fi un program politic mai bun decât orice alt program politic implementat vreodată pe pământul acesta. Când cuvântul acesta al lui Dumnezeu, revelat în lege, îl învață pe om să-L cinstească pe Dumnezeu, să-L așeze pe Dumnezeu pe locul întâi în viața lui, dintr-o dată viața omului se schimbă. Când omul înțelege că trebuie să-și iubească părinții, să-i cinstească, relația lui cu părinții se schimbă. Când omul înțelege să respecte proprietatea celui de lângă el, când omul înțelege să se mulțumească cu ceea ce i-a dat Dumnezeu și să nu râvnească ceea ce a dat Dumnezeu altuia, vă spun că aproape toate conflictele din lume s-ar stinge înainte de a începe, de fapt. Dați-mi voie să vă spun încă o dată, legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel în vechime n-a fost un lucru rău. Înțelegerea ei de către oameni, asta într-adevăr a adus și lucruri rele, din păcate, din nefericire. Acum eu aș vrea să vin și să spun din nou. Aici Apostolul Pavel se adresează unui om care atunci când s-a uitat la tabloul general al societății, a zis, da, într-adevăr, societatea este rea, este coruptă, merită să fie pedepsită de Dumnezeu. Dar acestui om, care pare să fie religios, Pavel îi spune, ai grijă când acuzi, ai grijă când judeci, pentru că dacă tu faci aceleași lucruri, te găsești în aceeași situație. Rostind o judecată față de ceilalți, îți asiguri ție, de fapt, o anumită sentință și Dumnezeu va ține cont de lucrul acesta. Poate că dacă am înțelege bine lucrurile acestea, am fi mai atenți în judecățile noastre, în criticile noastre. Și când spun lucrul acesta, să știți că m-am în vedere și pe mine. Cu foarte mare ușurință mi-am permis de multe ori să trag concluzii în dreptul unuia sau altuia, înainte de a ști motivațiile prin care au trecut persoanele respective. Cert este că judecata nu ne aparține nouă. Ea este a lui Dumnezeu și este rezervată pentru un anume moment. Și zic, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Apostolul Pavel atrage atenția cu privire la două pericole deosebite. Primul pericol le exprimă sub formă de întrebare în versetul al treilea. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Adică, Pavel întreabă, te amăgești tu singur? Pericolul autoamăgirii, să știți că este un pericol foarte mare. De obicei, pericolul acesta îi încearcă pe aceia care au o formă de religie, o formă de închinare, pe din afară, dar care nu au avut grijă să-și curățească și interiorul. Dați-mi voie să vă aduc un caz din Biblie, pentru că cele mai bune exemple, eu cred că sunt cele pe care ni le oferă cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt verificate, sunt reale, de vreme ce sunt scrise. Vă amintiți despre David că la un moment dat și-a îngăduit să facă un lucru inimaginabil. Dacă cu o săptămână înainte cineva i-a fi spus lui David, David, ai grijă să nu cumva să faci așa ceva, David ar fi sărit ca așa, ar fi spus, Doamne, ferește,
Cum îți poți imagina că eu aș putea să fac un asemenea lucru? Însă, a venit momentul acela în care David chiar l-a făcut. În 2 Samuel, capitolul 12, mi se descrie vizita omului lui Dumnezeu în casa împăratului. Cei doi au fost prieteni. În multe situații, David l-a căutat, dar de vreun an, David nu-l mai căutase pe acest om al lui Dumnezeu. Îl evitase pentru că David se știa cu musca pe căciulă și a încercat să-și rezolve problema uitând, dar problemele acestea spirituale nu se rezolvă uitând. Și Dumnezeu, pentru că l-a văzut pe David cum se chinuie, cum se stopește, l-a trimis pe slujitorul său în casa lui David. Și David aude din gura acesteia o poveste. Când i s-a spus lui David că vine omul lui Dumnezeu în casa lui, îmi imaginez că David s-a simțit foarte inconfortabil. Dar zic să vedem, poate că scap de data aceasta. Și când a început omul lui Dumnezeu să-i spună povestea despre săracul acela și despre bogatul acela, David cred că a răsuflat pe moment ușurat. Oh, ce bine că nu-i vorba de mine. Dacă e vorba de altcineva, atunci putem să fim drepți. Și după ce se încheie povestioara, David zice, extraordinar, o așa mișelie trebuie pedepsită. Și David simte nevoia să reafirme în momentele acelea atașamentul lui față de dreptate. Însă cu un an înainte, de ce n-a fost la fel de preocupat de dreptate David? Acum când era vorba despre altul, acum David știe să facă dreptate și spune ce trebuie făcut. Și spunea bine. Spunea bine. Numai acum lui Dumnezeu îndreaptă degetul spre el și spune, omul acela ești tu. Aș vrea să vă spun că Pavel, când pune această întrebare, tu crezi că dacă tu îi acuzi pe alții și tu faci aceleași lucruri, tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Când Pavel pune această întrebare, Pavel pune degetul pe o rană veche în viața omului din orice vreme și din orice loc. El demască una din slăbiciunile bizare ale ființei omenești. Sentimentul acela că ne putem ispăși vina acuzând acea vină în viața altora. Să arătăm lui Dumnezeu că noi suntem de acord cu rânduielile Lui, că nu suntem de acord cu lucrurile acelea. Dar ele se găsesc în viața noastră câteodată. Va spune cineva, frate Iosif, dar eu n-am făcut niciodată lucrurile acelea urâte despre care Pavel a vorbit în capitolul 1 din Romani. Poate că pe unele nu le-ai făcut, dar poate că pe altele da. De bună oară, oamenii aceia, zicea Pavel în Romani 1, erau plini de viclenie, erau plini de lăcomie, erau plini de răutate, pismă, ceartă, înșelăciune, pornire urăcioase, șoptitori, bârfitori. Ne sunt străine cu desăvârșire oare lucrurile acestea? Ce bine ar fi! Ce bine ar fi! Eu pe unele dintre astea, să știți că le-am regăsit în viața mea și m-am îngrozit. A zis, Doamne, am crezut că dacă nu le știe nimeni, s-au rezolvat. Dar Dumnezeu le știe. Și dacă în viața mea se regăsesc aceste lucruri sau lucruri de felul acesta, sunt la fel de vinovat ca și cei care le-au făcut pe toate celelalte. În aceeași categorie de călcători ai legii lui Dumnezeu ne-am putea găsi. Ce de făcut? Să avem grijă la capitolul judecat. Dumnezeu vorbește prin psalmistul care scrie psalmul 50 și se adresează Dumnezeu prin acele cuvinte unui om care avea preocupări religioase și avea un vocabular religios. Și Dumnezeu îl întreabă pe omul acesta, ce tot înșiri tu legile mele? Ce tot vorbești despre cuvântul meu, despre învățăturile mele, când în viața ta se întâmplă asta și cealaltă și cealaltă? Și dacă eu am tăcut și n-am zis nimic, tu ți-ai imaginat că eu sunt ca tine. Este aici o problemă, dragii mei. Știm că, de bună oară, minciuna este un păcat. Și vedem pe cineva sau constatăm că cineva din anturajul nostru a mințit. Omul respectiv, bărbatul acela, femeia aceea, tânărul sau vârstnicul acela, este conștient că a mințit. Noi știm că Dumnezeu urăște minciuna,
și ne-am așteptat ca Dumnezeu să intervină instantaneu, să-l curenteze cumva, să mai știu eu ce. Și trece o săptămână, și trece o lună, și trece un an, și omul acela e bine mersi. Și ne imaginăm de multe ori că Dumnezeu n-a văzut. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că zăbava lui Dumnezeu de a interveni pe moment nu trebuie înțeleasă în felul acesta. Ea nu este o confirmare că Dumnezeu a închis ochii față de lucrul acesta, nu. Este o dovadă a bunătății lui Dumnezeu care îl lasă pe om să se pocăiască. Așteaptă Dumnezeu să vină un moment în viața omului în care omul să se trezească așa, ca dintr-un somn adânc, dintr-un vis urât, să spună: vai de mine, ce-am făcut! Doamne, iartă-mă! Și dacă se întâmplă lucrul acesta, Dumnezeu, cu bucurie, îl iartă. Se vorbește în Cartea Apocalipsei, în capitolul 2, pare că este de la versetul 20 până la 22, despre o femeie dintr-o biserică, iar zicea prorociță, de a învăța pe oamenii din biserica respectivă să se abată de la rânduielile lui Dumnezeu. Și zice Dumnezeu așa, prin Ioan, i-am dat vreme să se pocăiască. Nu știu cât a fost, un an, doi, cinci, dar cât a fost, vremea ce a fost îngăduită pentru ca ea să se pocăiască. Mă gândesc că acei creștini sinceri din biserica locală au fost indignați. S-au așteptat ca Dumnezeu să intervine imediat, să ia măsuri, se face pagubă în biserică. Și Dumnezeu zăbovea să intervine. De ce? Pentru că acelei femei, Dumnezeu i-a dat vreme să se pocăiască. Și dacă vremea aceea de pocăință i-a folosit-o altfel și n-a tras concluzia care trebuia, Dumnezeu a hotărât să intervină în cele din urmă. Ce vreau să spun cu aceasta, dragii mei, este să avem grijă atunci când avem de-a face cu Dumnezeu. Lucrurile pe față, ca și lucrurile ascunse, sunt la fel de cunoscute înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi avem de-a face cu acela înaintea ochilor căruia toate sunt descoperite și lămurite și zic slăvit să fie Domnul. O a doua problemă pe care Pavel o sesizează și cu privire la care Pavel trage un semnal de alarmă, avertizându-ne, se găsește în versetul al patrulea și este pusă și aceasta tot sub formă de întrebare. Sau disprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragii mei, în fața bunătății lui Dumnezeu, oamenii pot să adopte una din două atitudini. Imaginați-vă de bună oară pe tânărul acela descris în pilda din Luca, din capitolul 15. A plecat cu o bună parte din averia pe care au primit-o de la tată și pe care n-o merita. A plecat într-o țară depărtată. A cheltuit-o pe toată într-un mod de viață foarte nedemn, jignitor, umilitor, dacă vreți. Și după o vreme, constând de împrejurări, se trezește la realitate, își vine în fire, spune Domnul Iisus, și se întoarce înapoi. Tânărul acesta vine cu o rugăciune în minte. În mintea lui, în inima lui, el se gândește cum să se adreseze tatălui. Și el îi va spune, se gândea să-i spună când îl va întâlni: nu mai sunt vrednic să mă faci fiul tău, fă-mă măcar ca pe unul dintre robite, dintre argațe, dintre cei care lucrează la tine cu ziua. Și pentru că a venit în felul acesta, tatăl plin de bucurie și-a dat seama că ceva s-a schimbat în mentalitatea acestui tânăr. A plecat din casa părintească cu o anumită mentalitate și s-a întors vindecat. Dacă un copil dintre copiii tăi te face de rușine și îți umple obrazul de rușine, și apoi, la un moment dat, se întoarce și zice: iartă-mă. Îl ierți, îl primești pentru că ești tată. Te uiți să vezi el ce va face mai departe. Are oportunitatea să zică: măi, tată, e bun, mă iartă orice aș face eu. Sau are posibilitatea, dacă e un pic înțelept, să spună:
Tatăl mi-a arătat încredere primindu-mă înapoi, tratându-mă cu bunătate. Mă voi strădui ca de aici înainte să mă port într-un așa fel încât se arată n-a greșit primindu-mă iarăși și îmbrățișându-mă cu drag. Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă de la oameni. După ce am constatat că l-am întristat într-un fel sau într-altul, cu vreunul din lucrurile acelea despre care citim în Romani, capitolul 1, avem oportunitatea să venim, să ne cerem iertare. Este dispus să șteargă totul, să ne primească din nou. Și înțelept este din partea oricărui om primit în felul acesta de Dumnezeu să se străduiască, să trăiască așa de frumos încât să-L bucure pe Dumnezeu pentru că L-a primit. Slăvit să fie Domnul! Pasajul care urmează pune un mare accent pe fapte și aș vrea să spun că este un pasaj foarte important pentru toți cei ce doresc să cunoască, să înțeleagă bine gândirea Apostolului Pavel. Despre Pavel s-a spus... Mă uiți la ceas și mă voi opri în câteva minute. Despre Pavel s-a spus că a fost propovăditorul mântuirii prin credință. Și este drept. Dar n-aș vrea să creadă cineva că Pavel a pus cu totul deoparte faptele. Uitați-vă ce scrie Pavel, marele propovăduitor al mântuirii prin credință. Ce a scris despre fapte. Cât vorbește el despre stăruința în bine, despre oamenii care caută slava, cinstea și nemurirea, despre oamenii care îl ascultă pe Dumnezeu și fac binele. În gândirea lui Pavel, mântuirea categoric este prin credință. Nimeni n-ar putea să obțină altfel. Nimeni. Dar în același timp, în gândirea lui Pavel, faptele au și ele locul lor. Pentru că mântuitul nu mai poate să trăiască așa cum a trăit în vremea în care era în lume, departe de Dumnezeu. Mântuitul, prin faptul că Dumnezeu i-a acordat lui această onoare, această cinste, i-a făcut o asemenea făgăduință, viața veșnică. Mântuitul de aici înainte va fi preocupat să trăiască frumos, să caute în permanență binele și toate cele lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu și bine semenilor. Mă voi opri aici, nici nu-mi dau seama cum a trecut timpul atât de repede, dar încă o dată vin și spun lucrurile acestea trebuie limpezite bine și apoi pe temelia aceasta vom putea să mergem clădind mai departe. Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Nu știu când o să se mai vorbească din acest